Bună ziua! Astăzi am aprins a patra lumânare, înseamnă că avem al patrulea advent și săptămâna asta este Crăciunul, venirea Domnului Iisus Hristos și ne bucurăm, îl așteptăm cu drag. Astăzi am să vă fac un desert, este un desert ce făceam eu acum mulți ani, îi plăcea la Roberto foarte mult, e desertul lui preferat și am să vă arăt cum îl fac. Mama, auzi asta? Nu aș cuc, nu mă auzit așa mea pe gășencă, încă ca o mea. Weiterlauf, lasă nu ausmachen. Kannst auch weiterlaufen. Ok. Deci aici eu am o pungă, am avut o pungă de smeură. Și Denisa o mai folosit din ea, din pungă. Acum nu știu, cam, să zic că am eu aici 500 de grame, pentru că punga ar fi fost 750 de grame, dar, cum zic, și Denisa o mai folosit, eu zice că am 500 de grame, da? Die müssen aber schon aufgetaut sein. Da, sunt descongelate deja. Deja mach ich erstmal raus. Deci, trebuie să scot țâmburii din desert, adică din smeură. Îmi iau șorțul că îmi frică că mi se face bluza. Un șorț necălcat. Da. Așa. Mindy. Da. La Ingo nu prea îi convine când scot țâmburii din smeură, dar mie nu-mi place țâmburii ăștia în smeură. Chiar nu mi le place deloc. Die Steinchen, ich mag, ich mag die. Da, Ingo nu-i place, nu-i convine când le scot afară, dar asta e. Trebuie să se obișnuiască de câți ani cu mine. Na, Ingo? Vei zofile iară, nu știu nici să o acceptiu. Machst nur Gelee, keine Marmelade davon. Da, deci eu am nevoie numai chiar de fructul ăsta, nu și de țâmburi. Într-adevăr, se scoate mai greu. Nu știu, poate știți dumneavoastră o altă metodă cum puteți să le scoateți mai ușor. Dar eu așa știu metoda asta. Și, cum zic, nu e foarte ușor, mai greu. Dar puțin fitness nu strică. M-am mai pisit la os. Așa, m-a ajutat Ingo, că într-adevăr, deci credeți-mă că e cam greu. Și chiar ieri am luat un vaccin în mână, nu al altei. Am luat un vaccin, dar nu vaccinul de corona, alt fel de vaccin. Și chiar, sincer, mă doare mâna dreaptă. Așa, deci, punem zahăr după gust. Deci cât vreți dumneavoastră de dulce, deci eu am să pun una jumate și după aceea mai, o să mai gust. Deci o lingură jumate, un două vanilii, aromă de lămâie. Dacă vă spun sincer, Ingo, au vrut ieri să-mi cumpere lămâie, să am avut nevoie de lămâie, dar credeți-mă, la Edeka nu a mai fost de lămâie de găsit. Toată lumea cumpără acum de Crăciun, Doamne, deci nu a mai fost lămâie, nu vine să cred, în fine. Uitați ce m-a cumpărat săracul Ingo, n-a găsit lămâie și m-a cumpărat praf de ăsta citronat. Așa, punem și din asta puțin. Deci am pus aromă de lămâie, am pus citronat, că n-am mai avut lămâie, am pus zahăr pudră, două pliculețe de vanilie, puțină, puțină vanilie, așa, esență de vanilie și am răzălit portocală, că, cum zic, nu am avut lămâie. În fine, așa. Și acum amestecăm toate la un loc și gust. Și compoziția asta vine pusă la congelator
și se lasă la congelator până se cristalizează. Deci să nu fie un cub de gheață, trebuie să fie cristalizat. Asta se văd prima dată. E bine. Poate puțin mai zahăr. Deci am pus 1,5, mai pun, deci nu chiar jumate, mai, deci 2 lingurițe, mai, linguri mai mici, așa, nu un chiar foarte pline de zahăr, pudră. Că smeura e acrișoară. Și depinde cum vă place, dacă vă place mai acrișor, lăsați așa. Deci depinde cum vă place dumneavoastră. Așa, acum îl pun la congelator și lăsăm până să se cristalizeze, deci cam o jumătate de oră, zic eu. Asta? Așa, acum avem o cutie cu mascarpone. Așa, 500 de grame. Dar și depinde câte vreți să faceți. Deci, sincer, nu știu cam câte porții o să-mi iese. Deci, rețeta asta am făcut-o eu de mulți, mulți ani și o am așa mai mult în cap. Deci, să vă spun sincer, deci acum chiar gramajul și nu știu exact. Dar dacă vreți, faceți cam așa cum fac eu. Deci, avem mascarpone, 500 de grame am pus. Punem 2 iaurturi. Se poate face și cu cfac. Deci, dacă nu vreți să vă încurcați cu mascarpone, cu ce știu eu ce, puteți să folosiți cfac. Dar, sincer, eu am cumpărat extra mascarpone și iaurt, pentru că altă lume zice că dacă nu găsesc, nu știu ce e la cfac sau nu găsesc. Și am zis ca să fie pe înțelesul și că plăcerea lui toată lumea, am luat un mascarpone, cfac și puteți face și cu cfac și mascarpone și cu iaurt, așa. Asta mă enervează că mi-e la lumecă. Așa. Și un desert ușor și răcoritor, așa, trebuie să aibă gust puțin acrișor. Deci, credeți-mă, foarte bun. Asta îl făceam eu chiar de Crăciun, dar Denisa îi place Küchlein, îi place, deci cum ar fi mafeți și să fie așa mai, deci nu bine coapte și atunci să aibă ciocolata aia înăuntru să curgă așa afară, așa vrea ea, deci asta îi place ei. Dar când era Roberto acasă, mai repede făceam așa din asta. Dar eu zic că ar mai trebui un iaurt, e cam tare cantitatea, dar e un gust prima dată. Ich glaube, er muss noch ein Joghurt. Ok. Mai pun un iaurt, că e cam tare compoziția. Ich habe das vor Jahren gemacht, aber ich habe jetzt das Rezept nicht mehr. Und der Rezept war auch mit Quark. Aber damit viele Leute sagen, da gibt es keinen Quark oder ich finde es nicht, dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich Mascarpone und Joghurt und das ist sowas wie Quark. Să vede că nu am putere în mâna asta, dar facem noi cumva. Așa, deci punem prima dată tot așa 2 linguri de zahăr pudră, punem din citronatul al lui Ingo, așa, punem portocală răzălită, așa, asta îi
esențe de lămâie, jumate, că jumate am pus-o în compoziția aia cu smeură. Așa. Asta îi... Tot. Tot lămâie, dar numai puțin mai pun din asta, așa. Asta este vanilie și din asta tot 2-3 stropuri numai. Punem și zahăr vanilat. Așa și după aceea aș vreau să gust. Și dacă nu e destul de acrișor, am să pun Hellas de ăsta. Pistazien tust du nicht rein? Pistazien kommen nur für Deko oben drauf. Okay. Wow. Da, am să pun Hellas. Normal, dacă aș fi avut lămâie, aș fi stors lămâie și aș fi folosit lămâie, dar dacă nu avem, e bun și Hellasul ăsta. E puțină esență de vanilie și de lămâie încă mai pot să pun, că nu, n-are gust. Hat nicht so guten Geschmack. Noch nicht. De-aia zic că să gustați, că oricum după gust trebuie să fie puțin acrișor, puțin aromatic, de să aibă din aromele astea ce le-ați folosit, să guste puțin din aromele astea. Mai vreau puțin Hellas. Așa. Îl mai gustăm o dată și sper să fie bine. Mi s-a apropiat nimă? Da, nu știu, așa o să mă. Kannst du so probieren? Noch ein bisschen? Nee. Ist gut? Die wird nachher noch kalt gestellt. Nee, alles gut. Pentru noi e bine așa. Acum, wow, cum zic, vedeți cum, ce gust, cum vă place. Trebuie să fie puțin acrișor, să fie puțin aromatic, așa. Punem la frigider. Ca să curți ausmachen. Storcem puțină portocală. Deja eu am stors, dar n-am vrut să... filmeze Ingo că e gălăgios și nu-mi place să audă gălăgia asta în video. În fine, așa, deci aici am pus jumate de litru de apă, deci două, sau cât a fost Ingo? 300 mg, da? Da, 350. 350 de miligrame de apă și aici cât avem? Sus numai 200. Deci încă 200 de gram. Miligrame de suc de portocală. Lăsăm să fiarbă. Și știți ce facem din el? Facem cu făină de mălai. Deci o mămăliguță, dar dulce. Deci nu facem cum face maica mea pentru să mâncăm mâncare, deci cu sare. Deci noi o facem dulce, pe bază de zahăr. Și să sperăm să-mi iese bine. Că n-am mai făcut de foarte mult timp, cum vă zic, dar l-am încă în cap că a fost foarte bun desert. Punem o lingură jumate de zahăr pudră. Aici am încă coajă de lămâie răzălită, nu de lămâie, de portocală, că lămâie aș fi vrut să am, dar nu am, așa.
Deja începe. Așa. Și vanilie, dar vanilia nu am aici, asta e așa. Vanilie. Punem vreo 3 piculete de vanilie. Nu scop până mai din hunt. Denisa ist nicht zu Hause. Da, Denisa a mers la tata lui prietenul ei, că tata lui cu maică s-a despărțiți și el stă în altă parte, tata s-o și ei săracii, ei doi trebuie să împarte și la mama și la tata și na, asta e. Hast du deinem Vater schon Danke gesagt, das Lied? Ah, chiar bine că mi-aduce Bingo de aminte. Da, tati meu, îți mulțumesc mult că mi-ai făcut plăcerea și mi-ai cântat melodia mea preferată. Și într-adevăr se vede că nu mai ții așa bine minte, refrenul nu l-ai cântat. Dar o să cântăm noi odată împreună. Dar na, nici eu nu știu chiar foarte bine. Și totodată vreau să vă zic ceva, mi-am scris, dar nu știu unde mi-am scris. Mi-am scris să nu uit, dar era să uit, în fine, n-am uitat. M-ați întrebat că ce fac eu de mâncare de Crăciun. Deci eu am să fac rață umplută. Umplută cu smochine uscate. Stați că vă arăt. Uitați, cu smochine uscate. Deci o să tai un măr bucăți. Mici, cum tăiați noastră cartofii pentru cartofi pireu. Deci bucăți mici, smochinele astea amestecate, plus ăsta e măr tocat, așa. Și, deci, rața o spălați bine, o curățați de pene. Dacă vă spun eu cu penseta, îi scot toate penele, apară toate așa. O condimentați cu sare și vegeta. O dați cu mărul ăsta tocat, deci peste toată rața, și deasupra, pe piept și înăuntru, peste tot. O dați cu măr tocat. Îi puneți un măr, cum se zice, în gât, așa, în gușă, deci prin înăuntru raței împingeți un măr așa înăuntru și atunci puneți mărul, ce l-ați făcut cuburi, cu smochine. Îl umpleți rața, o închideți cu bețișoare, nu, se mai pune încă un măr, deci la sfârșit se mai pune încă un măr întreg și după aia se închide cu bețișoare. Și o puneți la cuptor 2 ore jumate, la 150 de grade, dar faceți așa, deci puneți o tavă de din jos cu apă și puneți deci pe grătar o să vină rața deasupra și acolo să stea 2 ore, 2 ore jumate. Așa. Sincer, deci mâncarea asta, rață umplută, deci copiii mei, lor nu le convine dacă fac eu în alt anotimpul a anului, deci chiar numai de Crăciun și numai de ajunul Crăciunului. Deci eu numai atunci am voie să fac rață. Am făcut odată când a venit Roberto, nu știu, prin mai, și au fost amândoi supărați pe mine că au zis că de ce le stric eu tradiția, că asta numai chiar în ajunul Crăciunului să mănâncă. Așa, și atunci fac găluștele alea ce v-am arătat cu pâine uscată, cu tostul uscat. Am să fac găluștele alea și varza roșie. Deci asta e ce mâncăm noi în seara de ajun. Dar am să vă arăt. Ok, așa, acum, deja apa a început să fiarbă, dar am dat-o deoparte că v-am povestit. Punem, stai să cocht. Aber ich will es mal probieren. Oh. Să gust și apa asta, că totuși nu știu cum gustă. E minunată, minunată, minunată. Așa, și acum punem mălai.
Și-l facem, nu o facem vârtos ca o mămăliguță, îl facem mai subțirel. Da, trebuie să avem puțină răbdare. Trebuie să iese puțin mai subțirel. Așa, facem la foc mic. Dar eu, între timp, aș putea să-mi pun mascarponele deja în pungă. Mai sunt muse și nu? Și vedem mai sunt eu. Ia, bă, de mus gânzai. Ja, ich glaube, ich lasse die ganz... Aber du hast noch keine 100 Gramm da drin. Und trotzdem, ich lasse die noch ein bisschen gucken. Ich tue inzwischen die Mascarpone in Tüte. Deci, există pungă pentru anume, pentru creme, pentru cofetărie, așa. Dar eu îmi pun într-o pungă de asta normală, pentru că după aceea eu pot să o arunc și nu mai trebuie să o spăl. Și se poate și în pungă normală și după aia tăiem un colțișor și tot ca o pungă cofetară, dar nu mai trebuie să o spăl. O arunc și Doamne ajută. Așa, urma să ne ocupăm de mămăliguța noastră. A, mai trebuie să mai pun pe totuși prea puțin. Deci hai, cum mă cucă? Așa deja e prea subțirică, deci nu mai trebuie să mai pun puțin, dar totuși să fie subțire. Zona. Ich würde so. Muss die Packung machen, also 100 Gramm muss rein. Ich weiß nicht, 500 Gramm war das? Nee, das darf nicht dick sein. Das muss okay. Dünn sein. 100 Gramm muss. Warte. Mal ein bisschen aus erstmal. Uitați, vedeți? Deci nu-i nici foarte groasă, nici subțirică. Așa. Și acum, așa cum este caldă, o punem în pahare. Dacă puteți și se poate cât de, să nu murdăriți paharul, dar dacă se poate, dacă nu se poate, nu se poate. Eu una nu sunt un om perfect și câteodată ne mai murdăresc. Na. Se mai întâmplă. Așa. Aici mai avem unul. Acum eu umplu toate paharele care le am. Așa. Ingu, mă mai adus încă două. Es für Opa auch eins. Ja, pentru socrul meu. Weihnachten kommt er nach hier. Und Freunde, essen wir hier. Da vine de Crăciun, adică de ajun, că noi sărbătorim în ajun. Mergem seara la biserică și... Deci aici, în Germania, se sărbătorește mai mult ajunul și Crăciunul, normal, se merge la familie, se vizitează familia, deci, de exemplu, cum ar fi mama lui Ingo, că ea nu stă aici cu noi, dar, din păcate, cu corona asta, nu putem merge niciunde în anul ăsta. Asta este. Așa, și cum vă zic, deci, pentru că eu nu vreau să pun în pungă cofetară, să o spăl după aceea, îi tai așa punga puțin. Și pun frumos, așez mascarpone. Deci compoziția ce am făcut-o mai înainte și ați văzut cum am făcut-o. Da?
Și așa se servește. Deci, mămăliguța trebuie să fie fierbinte. Adică fierbinte, să fie călduță când se servește. Că așa se cere. Aproape cam la fix m-a ieșit. Bifile porționează-mi daseți. Sim. Sim. E să știți, dintr-un mascarpone și 3 iaurturi, au ieșit 7 porții. Și cam, să zic eu așa, au fost 500 de grame de smeură în care le-am scos țâmburii. 3 iucoți astea găseam. 3 iaurturi. Și uitați, deci chiar până la sfârșit, de 7 porții. Așa. Pronto. Și uitați aici, vedeți, e cristalizat, s-o cristalizat, deci nu-i un cub de gheață, e chiar cristalizat. Așa. Die Mascarpone hast du nichts zurückgelassen, ne? Nee, warum? Ja, könnte man genau in die Mitte noch einen weißen Tupfer drauf machen. Aber kann ich von da nehmen. Aber nein, das kommt die Pistazie. Ja, weiß ich schon, trotzdem. Ich hätte jetzt erst noch einen Tupfer und dann die Pistazie. Ich kann die aber auch so lassen, weil ich sowieso keine mehr habe. Guck. Ja. Ich bin, Also für 7 Portionen ein bisschen mehr Himbeere. Dacă n-aș fi pus eu aici, cam foarte mult, dar asta e. Deci, vă dumneavoastră, vedeți, dacă luați punga cu 750 de grame și e plină cu smeură, înseamnă că e perfect. Dar așa că eu n-am avut chiar plină punga, îmi lipsește puțină smeură. Așa. Și acum, chiar pentru să arate frumos, punem puțin pistație, dar asta e numai pentru deco. Noi o să puteți să puneți și chiar frunze de mentă, deci cum vreți dumneavoastră să faceți numai așa puțină decorație. Așa. Wenn du willst, tisch, willst du? Ja, mach auf einen oder auf zwei. Deci Ingo vrea să-i pun puțin mascarpone. Am nu în mit. În miș. Vedeți? Mm. Poate cum vreți, cum... Ce idee aveți? Așa. Cum zic ei, un clex. Da, întâi au n-o putați în afibaisă. Ja, du mach das noch und dann realisierst du alles. Da. La Ingo îi place când spun aceasta, a fost realizat. Da. Așa. Și vă spun sincer, asta așa se mănâncă. Deci așa se mănâncă. Puneți lingura de jos și luați cu mămăliguță. Și, deci să fie toate compozițiile să le aveți pe linguriță. Deci puneți lingurița de jos și ridicați așa în sus și mâncați. Da, eu aș face o poză și după aia v-aș arăta cum să mănâncă. Eu îți probi din anul nu. Da, da, uitați cam aici, sigur. Uitați. Deci puneți lingurița aici, înăuntru, în mămăliguță și ridicați. Bine că asta e prea multă, m-am luat. Și ridicați așa în sus și așa se mănâncă. Mm.
Și asta, deci pentru că e cald și rece, înghețat, așa, deci e minunat. Să încercați să vedeți că e foarte bun. Ok? Și acum vă zic, aceasta a fost realizarea mea. Vă mulțumesc mult pentru comentarii. Deci nu am cuvinte să vă mulțumesc, sunteți minunați, Dumnezeu să vă dea sănătate, să aveți sărbători fericite și numai și numai bine și să vă aducă anul nou numai bucurii și multă sănătate. Sag schon frohes Weihnachtsfest, weil wir... Das habe ich eben gesagt. Ja, okay. Ciao, vă pup!